Bănel Nicoliță face ce face și intră în belele. Fostul internațional este acuzat că ar fi țepuit o companie de telefonie mobilă cu aparate de ultima generație, cu suma de 7.000 de euro, iar acum pe urmele sale va porni o firmă specializată în recuperarea datoriilor. Nu poți să scătești din păcate. Potrivit unor surse din apropierea lui Bănel Nicoliță, acesta ar fi semnat la sfârșitul anului 2018 un contract pe firma sa cu o companie de telefonie mobilă. Fotbalistul s-ar fi înțeles să facă un contract pentru 17 numere de telefon, pentru care urma să achite o factură lunară în valoare totală de 300 de euro, fără TVA. În schimb, acesta a primit mai multe telefoane mobile în valoare de aproape 7.000 de euro. Nimic în neregulă până aici, doar că la nici 3 luni de la semnarea contractului, reprezentanții companiei au constatat că Bănel nu virase în cont niciun ban. Niciun ban nu a băgat Bănel Nicoliță în contul companiei de telefonie mobilă, astfel reprezentanții respectivei companii l-a contactat telefonic să-i ceară suma respectivă, însă acesta ar fi spus că nu are toți banii necesari atunci. Însă va achita o parte din datorie, lucru care nu s-a întâmplat niciodată. Firma de telefonie mobilă nu a văzut niciun ban de la fostul internațional, motiv pentru care numerele au fost închise pentru neplată, iar acesta ar fi fost dat în judecată pentru recuperarea prejudiciului. Banii, nu poți să scătești din păcate. Cu banii, mai plătești două, trei rate. Bănel Nicoliță nu a avut deloc o viață ușoară și a muncit mult pentru a scăpa de neajunsuri. Pomenii m-a înfrânțat sărăcia, cred că asta a fost cel mai important lucru. Vezi? Că adică asta e ideea. Acum sunt alte timpuri. Atunci... Da, nu era așa de ușoară viața. Eu, care am fost copil sărac, nu am avut absolut nimic. Problemele erau foarte mari. Nu aveam bani necesari încât să putem să trăim de azi pe mâine. Exact. Și a trebuit să muncim zi de zi, să putem să avem azi, să avem mâine, să avem pe mâine. Eram șase frați și nu a fost ușor. Nu a fost o viață ușoară. Dar cu timpul mi-a demonstrat că dacă e serios și dacă... În general, dacă ești serios cu ceea ce îți place, poți să devii ceva în viață. Nu poți să scătești din păcate.